Deci, eu înțeleg că dumneavoastră, la referendumul pe care l-a propus, l-a cerut doamna președinte Maia Sandu din toamnă, unde vom fi întrebați, probabil, vrem în UE sau nu vrem în UE, veți vota contra. Eu n-am să iau buletin. Dar la prezidențiare? Da, sigur că o să mă duc. Adică eu o să iau și o să votez pentru alt candidat decât Maia Sandu, deodată deja spun și cum o să votez, dar buletinul pentru referendum n-am să-l iau, pentru că asta e un truc și noi toți asta înțelegem și eu n-am de gând să co-particip la jocurile lor primitive. Dar e șmecher trucul din punct de vedere politic. Asta e politică. Deșovă. De ce? De atât că se vede șmecher atunci când tu nu înțelegi. Așa dacă... a făcut și Vladimir Plahotniuc, dacă vă amintiți, în 2019. Dar și referendum era acum? Dacă vrem să dăm afară deputatul dacă nu lucrează bine și scădem numărul de deputați de 101 la 61. Da, da, evident că și de dânsul uitat. Da, trucurile astea, noi referendumuri, dacă vă aduceți aminte câte am avut, de este și interesant că și am uitat. Au fost așa de prin 12, dacă țineți minte? 10. Din 10. Să alegem președintele mult. Fix, trucul, aproximativ ce-a vrut să facă. Ăla pe casă, oamenii nu au ieșit? Corect. Și corect au făcut, dacă observați. Deci la noi referendum nu sunt utilizate niciodată onest pentru a asculta părerea noastră, de a fi pregătit, de a duce niște discuții normale, în diferite studiouri, să explice plusurile, minusurile. Adică tu să înțelegi că opinia ta interesează pe cineva și opinia majorității ascontează la baza unui concept. Dar la noi referendum sunt utilizate în cazul dat pentru truc, noi înțelegem, de mobilizare. Asta ați vorbit.